Neața Straucur. Da, dacă domnul Cox spune Neața Boys, ce boys înseamnă băieți în engleză, Straucur în islandeză înseamnă tot băieți. Băieți, bărbați, acolo. Da, mai mult băieți. Astăzi am un traseu relativ scurt. Nu e mare vrăjeală. Trebuie să merg în centru să încarc niște pământ. După aia mă duc în afara orașului, descarc. Mă duc în mină, încarc niște piatră și descarc în oraș. Și tot așa continuă traseul. Pentru cei care urmăriți și TikTok-ul și YouTube-ul meu, știți că am avut niște discuții ieri cu un băiat care el spunea, domnule, că cu 6x4 poți să tractezi 50 de tone, maxim 50 de tone. Și este autorizat 50 plus. Dacă vreți să vedeți exact despre ce este vorba, puteți să vedeți clipurile de pe TikTok. Aici aș vrea să subliniez niște chestii în legătură cu subiectul ăsta, pentru că foarte mulți dintre voi, mai ales în general cei care nu au permis și așa, au impresia că dacă un camion are 3 axe, deja poți scăra orice. Fiecare camion este limitat la o anumită greutate. De exemplu, eu am un TGX 18500. Ceea ce înseamnă 18 tone, 500 de cai. Deci, într-o frază, ca să zic așa, 18 înseamnă 18 tone, înseamnă că atunci când am remorca cuplată și sunt încărcat, camionul meu, având două axe, nu are voie să depășească mai mult de 18 tone pe cele două axe. Ceea ce ar însemna 9 tone față, 9 tone spate, și ar însemna 18 tone per total. În momentul în care se cântărește ansamblu total, el nu trebuie să depășească 40 de tone. Deci toate camioanele sunt limitate la 40 de tone. Am să vă arăt și mai târziu și niște cifre de pe remorcă, ca să vedeți exact cum stă treaba. Masa maximă autorizată la un camion nu poate să depășească 40 de tone, respectiv 44, pe România, cu anumite autorizații, cu o autorizație specială pentru 44 de tone. Dar automat nu pot să încarc 44 de tone pe ăsta, da? Pentru că nu este autorizat. De exemplu, pot să pun pe un TGX 26580, 26540, acolo pot să pun o remorcă cu 3 axe, camionul având deja 3 axe, în total sunt 6 axe, și pot pune 26 de tone pe camion și diferența până la 44 de tone pe remorcă. Foarte multă lume nu înțelege chestia asta și ei cred că pot pune orice. De exemplu, mai este un TGX 41680, care este V8-ul, bla bla bla, știți voi, sau dacă nu știți, este un motor de un motor V8 pe respectivul, care este special pentru gabarit. Bine, este 680, dacă nu mă șele, cel mai mare. Nu știu așa multe detalii tehnice despre el, pentru că, sincer, nici nu m-a interesat, eu sunt focusat pe alte chestii, dar vă explic și vouă să înțelegeți. Respectivul camion care are 41680 are 4 axe, dintre care una este liftantă, o axă liftantă. Ce înseamnă axă liftantă? În momentul în care ești gol, axa respectivă se ridică în sus, nu atinge pământul. Și de aici, în momentul în care cuplezi un trailer și ai greutatea totală, el trebuie să aibă maxim pe cele 4 axe 41 de tone. Deci nu trebuie să depășească pe cele 4 axe 41 de tone. Diferența fiind pe remorcă sau trailer, depinde de ceea ce ai. În momentul în care ai 6, 7 axe, depinde cât e de mare trailerul, 4 axe, 5 axe, 6, 7, 8, diferența de greutate
se duce pe trailer automat, trebuie să fie echilibrat foarte bine, echilibrată foarte bine greutatea, marfa. Foarte mulți dintre cei care au impresia că dacă într-o anumită țară se permite, nu știu, de exemplu pe Anglia zicea cineva că 5 metri înălțime, asta știam și eu, cu 5 metri și 45 de tone și tot ce este peste 45 de tone este o liră pe kilogram, amendă. De exemplu, pe Spania eu am fost oprit cu 46 de tone și mi s-a dat o amendă de aproximativ 1700 de euro, pentru că ei au zis că tot ce ține până în 44 de tone se dă, dacă știe cineva să mă corecteze, pe Spania, se dădea, nu mai știu, o sumă din asta, 100 și ceva de euro până în 44 de tone. De exemplu, masa maximă autorizată era de 40 de tone, până în 44 de tone se dădea o amendă. De exemplu, dacă aveai 44 de tone în cap, se dădea o amendă de undeva 150-200 de euro, plus minus cam acolo. Dar diferența de la 44 de tone până la 46, 47, 50 cât aveai, se dădea nu știu câți euro per kilogram. Și era destul de mult. Și mi-a luat atunci aproape 1700-1800 de euro amendă. Bineînțeles, a plătit firma, nu era problema mea că era greutatea respectivă. Așa ca atare, aș vrea să subliniez că nu orice camion poate căra greutăți. Pentru cei care aveți ceva de contrazis, aștept în comentarii și dăm cu banul, vedem care e legea și discutăm acolo. Multă lume vorbește din auzite, multă lume, mai era unul care spunea că, domnule, este cineva care are autorizație de 50 de tone pe un 8x4. Mie mi se pare un pic trasă de păr treaba asta, pentru că 50 de tone pe un 8x4 e cam greu să pui, știi? Adică, hai să zicem, faci o masă maximă autorizată de 50 de tone. Dar aici e cu dus întors, dacă mă înțelegeți voi. Așa că, da. Există șansa ca să poți pune, de exemplu, dacă ai un, nu știu, material foarte greu, un nisip ud, un pământ ud foarte greu care să cântărească undeva la 50 de tone, ca să poți pune pe un 8x4. Poate să fie, nu știu, un 8x4 mai cu șasiu mai lung. Dar aici e discutabil din multe puncte de vedere cu greutatea asta pe un 8x4. Așa că mă înțelegeți voi ce vreau să zic. Da. De aici o să mai continuăm discuția pe alte teme. O să văd mâine ce timp o să am și vreau să fac un vlog despre news-uri. Să vedem un pic news-urile respective, ce se anunță în viitor apropiat. Ceva lansări noi de modele, camioane, vedem noi, la Volvo, la Scania trebuie să fie ceva, anunță, iau, e ceva news, nu e o problemă asta. Bun, acum o să vă las un pic pe traficul, mai discutăm subiecte, mai vedem ce se mai zice și pe TikTok și cam asta e treaba.